sectorul construcțiilor a început să-și revină, iar 2016 pare a fi cel mai bun an după criză. Dovadă stau vânzările înregistrate atât de cei care produc astfel de materiale, cât și de cei care le comercializează. Ce face însă diferența dintre profit și pierdere într-o piață în care contează deopotrivă apetitul pentru cheltuieli al firmelor și al populației? Administratorii depozitelor de materiale de construcții spun că sunt mai mulți factori, însă unul este foarte important. Îți trebuie foarte mulți bani pentru stocuri, deci în momentul ăsta, dacă în materiale de construcții nu ai stocuri, nu ai făcut nimic. Deci stocurile, în primul rând, sunt cele mai... În primul rând, țin și prețul foarte bun și clienții sunt foarte mulțumiți. Având întotdeauna stocuri la marfă, clientul este servit prompt. Mai mult, pentru a avea profit în acest sector de activitate, sunt necesare investiții permanente în tot ceea ce apare nou pe piață. Având în vedere faptul că anul ăsta facem 22 de ani de când am deschis firma, am zis la un moment dat să ne oprim, dar nu reușești. În domeniul ăsta chiar nu reușești să te oprești, pentru că întotdeauna găsești altceva nou cu care trebuie să vii pe piață, alte produse, o altă gamă și niciodată nu poți să te oprești în domeniul ăsta. Cei care produc și vând materiale de construcții consideră că semnalele de revigorare în acest sector sunt foarte solide. În 2016 s-a reajuns la un moment în care nu mai există teamă de a investi în construcții.